Am avut o copilărie foarte disciplinată, foarte în care nu exista decât școală și tenis. Altceva n-am făcut. Școală tenis, școală tenis, școală tenis. Asta cam până la 18 ani. Fără vacanțe? Nu există vacanță. Nu exista nici măcar duminică liberă. Conceptul ăsta de duminică liberă l-am preluat abia pe la 15-16 ani când am început să lucrez cu oameni de afară. aia cu aplicația? Da. Ai voie să o zici? Da, 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 pot să o zic. Și într-adevăr se câștigă sume mari în tenis în prima sută, dacă ești în prima sută. Adică nu există să faci ceva fără să muncești. Orice. Nu bate talentul. Absolut. Absolut. La tine a fost ori asta, ori nimic. Absolut. Da. spari incredibil. E foarte multă presiune. Eu cred că undeva de la 150 în jos, asta. din punct de vedere tenistic, toată lumea poate să pe toată lumea. Strict tenistic. Am văzut o pisorana supărată <laughs> după o înfrângere. <laughs> Era altă fată Când am fost la meci Da Am zis că bombăneai ceva Tu vorbești mult cu tine, nu? Da În teren Da, vorbesc foarte mult Un pic mult Păi da, adică tu poți fi Ce-ți zici? Hai Sora Punctul ăsta, haide Concentrează-te, luptă Poți Păi și te ajută? Nu Nu Surorile William adevăr au schimbat tenisul Pentru că până atunci Era foarte mult tehnic Era foarte mult El au venit cu forță Eu te-am zis Că ești foarte competitivă Da nu doar în tenis. Corect. Da, da, tu te superi? Da. Păi și cum facem? Cum poți depăși în teren, în terenul de tenis, o limita nu a decenței, o limita fair play-ului? În, în primul rând, exemplu, eu sunt pro, să zic da. cât mai rău pe teren. În teren, în general, încerci să te gândești doar la tine și ce faci tu, dar în momentul în care vrei un pic să-i arăți La aia, noi, că adică, nu știu, unei că am terminat punctul și fac eu așa, hai sorana, și noi dacă îi fac așa în față, știi? Okay. Adică... Păi eu mă gândeam că când faci așa, bine mă, ești, nu-i arăți ei, Iarăs cât te bucur tu. Primul lucru când mă ridic din pat, primul pas, ok, să vedem, astăzi ce doare mai mult. Ști? ok. Așa e. Adică la nivelul ăsta nu ai cum. Că de-aia se zice că sportul de performanță dăunează grav sănătății. Sportul de bă, masă e ok pentru sănătate, dar sportul A de... sportul de performanță da. dăunează sănătate. Absolut. Eu nu mai am... gândește-te Ștefan, nu mai am genunchi. Am nu mai am cartilaj la genunchi, de exemplu, îmi fac injecții cu acid hialuronic în genunchi, cam la 3-4 luni. Okay. Am două hernii lombare, una cervicală, am rupturi la abdomen în ambele părți. Uh, nu știu câte întorse mi s-a rupt fascia plantară umărul, acum de exemplu sunt un pic accidentată cu umărul fac recuperare, nu vrei să știi la umărul meu Am așa, așa extraordinar așa, da? nu A știam, da? cum era să joci cu Serena în zilei de glorie rău. te intimida, că ai zis că era rău, uh, Djokovic, Nadal uh, Federer care e cel mai bun de fapt? nu știu care e cel mai bun, o să zic favoritul meu da, favoritul tău și apropo, uite, de bani, aia a fost suma cea mai mare care câștigasem până atunci. La Roland Garros? Există o aplicație unde uh, Sorana trebuie să dea raportul. Îți asumi. Adică în momentul știi cum e, în viață când ai niște... și dacă uh, nu ești acasă? Se numește că ai pierdut un test, se numește mistest. test. Așa. Și dacă ai trei mistest, test, ești suspendat doi ani. Adică nu e de joacă. Wow. Bună seara și bine v-am găsit într un episod de podcast foarte special datorită invitatului, invitatei în primul rând și datorită faptului că astăzi este ziua mea și am ales să postez acest podcast fix de ziua mea, tocmai pentru că este foarte special. Înainte să vă prezint invitatul, deși nu prea are nevoie de prezentări, vreau să vă prezint partenerii noștri, Rockstar Energy Drink, parteneri pe care i-ați văzut deja de la începutul acestui sezon, de fapt au fost și în sezonul trecut, dar din la începutul sezonului ăsta sunt din cinci mai prezenți și ne asigură doza noastră de energie și de voie bună și de faptul că trebuie să vorbim foarte mult și trebuie să ne simțim bine. Invitata din această seară se numești Sorana Cârstea, este un model pentru mulți dintre noi, inclusiv pentru mine, este o fată... Recunosc că în viața mea sunt foarte puțini persoane, persoane care au ceva special, care au o aură specială, tocmai de astea sunt puțini și mă bucur că le am în viața mea. Și am cunoscut-o pisorana Sorana acum vreo 2 ani, cred, un an jumate, 2 ani, ceva, și este persoana cu cel mai mare și cel mai mult bun simț pe care eu am cunoscut-o vreodată. Este extrem de bine educată și are un bun simț ieșit din comun care, din multe ori, nu știu dacă e bine sau... E, 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 are foarte mult bun simț. Și mă bucur foarte mult că o acceptat invitația. Noi vorbim de ceva timp să facem acest podcast. E o persoană de la care aveți foarte multe lucruri de învățat. O să ne povestească toată cariera, mă rog, părțile cele mai importante în carieră, ce înseamnă prețul succesului, la ce lucruri trebuie să renunți, ce înseamnă muncă, ce înseamnă psihic, mental, ce înseamnă câștiguri din tenis, ce înseamnă încrederea de sine și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri pe care le veți învăța, sunt foarte multe lucruri pe care o să le luați eu zic ca reper, pentru că o demonstrat că sunt valide. Sorana Cristea. Ce faci, dragă? Da. Gata, începem? Da. da. Bine. Ai emoții? Nu, nu. doar că e ciudat. De ce? Noi, noi, în general, vorbim foarte liber, așa, așa. Acum o să văd dacă o să pot la fel de liberă. Deci, aici, noi vorbim foarte liber. Okay. Nu avem întrebări preestabilite. Foarte bine. E vorba doar despre povestea ta, acum, că ești o... Eu cred că copiii sau nu copii, în general oamenii își iau uh, modele, nu neapărat din persoane, ci din povești. Absolut. Din poveștile Absolut. unor persoane care au ajuns să aibă succes. Mulțumesc, Ștefan. <laughs> uh, da, am o poveste să zic atipică, așa, pentru România și pentru ce, uh, ce există aici. Adică, uh, am început la patru ani tenisul și. 4 ani posibil Da. Și de la patru ani. La... Nu te-ai oprit. Nu m-am oprit, asta e altă treabă, dar de la patru ani la mine a fost implementat că eu trebuie să fiu jucătoare profesorință de tenis. De, de părinți? De părinți. Ah, ok. Ei, atunci când eram mică, știi cum e când te pune părintele la somn și să spună poveste. Da. Mie îmi spuneau povești cu tenismene. Ce tenismene? Monica Seleș, Ștefi Graf, ah, care erau în perioada respectivă. Dar cine? Și... Mama sau tata? Tata. El a fost jucător? Nu, tata a fost Înepunent pe fotbal Doar că pe vremea comunistă Cum era, trebuia să faci școală Și-a rămas cu treaba asta Că n-a reușit să facă sport Și atunci a dorit foarte mult pentru mine Să fac un sport de performanță Și în perioada aia a luat avânt tenisul Și s-a părut un sport foarte uh, Feminin Foarte frumos Foarte internațional uh, Și a fost, să zic așa, visul lor nu al tău? Bine când eram mică, la nu, 4 la patru ani, ani. ce Dar prima oară m-au dus la... Aveam o bază de tenisos din Târgoviște. Aveam o bază de tenis și m-au dus la doi ani. Și când uh, am an, întrebat antrenorul și a zis am și o fetiță care vreau să o dau la tenis și a zis, uh, da, sigur, pe cine? Și eram în căruț, lângă. Uh, copila. Și face, întoarceți-vă la 10-12 ani. Ah. Pe vremea aia se începea tenisul la 10-12 ani. Adică nu era treaba asta să începe atât de devreme. Eu am avut asta la basket pentru că eu am mers mereu după fratele meu. Da. Fratele meu s-a dus la not, m-am dus și eu după el la not, el vice campion național, eu nimic cum Așa. După aia el s-a dus la tenis, m-am dus și eu după el la tenis. Am făcut și eu, eu am făcut un an, el a făcut vreo 2 ani. Și după asta m-am dus la el, el s-a dus la basket. Și eu când m-am dus la basket, zicea, păi stai mic, Eram în clar, aveam, nu știu, șapte ani. Da. Păi e mic, ăsta e... N-am, ce să fac cu el. N-am, exact. Deci la tenis de la 10 ani. Pe vremea aia așa era atunci. Acum toată lumea care a reușit, generația mea, toți au început 4, 5, 6, 7 ani. Adică nu prea aveți jucă... 8 maxim. Adică ah, nu okay. prea sunt jucătoare care să înceapă după 8 ani. Um, cu cât încep mai mic, cu atât mai bine. Că păi automatismele... Da, da, mi -mi pare că trebuie o grăma de bani. Adică nu știu, eu când eram da. mic, da. Eu m-am oprit din tenis când nu aveam bani. Da. N-aveau mei să susțină. E un sport foarte scump. Dar de ce? În primul rând, uh, echipamentul. Că trebuie uh, rachete, mingii, uh, mingi, uh, termo costum, termobeg, toate restul. Și după aia e un sport individual. Și tu trebuie să plătești și antrenorul și terenul. Ah, okay. Asta e problema. Cont e ca la fotbal unde sunt 11 nu. și cumva din... Adică ok, aveam, mi-aduc aminte la 5 ani mă antrenam zilnic. Apropo de... Ai că la 5 ani aveam fiecare zi antrenament. Ah, și okay. aveam individual, în care normal plătești mai mult, și la grupă, unde plătești un pic mai puțin. Problema e că tu vrei ca și... vrei copilul tău să ai atenție non-stop. Da. Să Una e la grupă când sunt uh, cinci copii an, Atenția antrenorului e uh, Dispersată exact. Și una e când ești unul la unul adică, Și cumva fiecare copil are stilul lui Are aceea, trebuie să stai pe fiecare parte Corect, corect. Ah, okay. Și e altceva, adică trebuie individualizare I, La început da E grupă mai mult pentru fan Să, uh, să prindă un pic sportul Să vedem dacă îi place să, Dar după aia trebuie individualizare Adică asta nu există că la, la vârsta asta de 4-5 ani <coughs> ca și copil, mi se pare că ești tentat din multe chestii, vezi multe lucruri, vezi că adică să, să te ții de un sport la patru ani, mi se pare că... mi, mi se pare foarte greu. N-am... Uh, N-ai foarte... experimentat alte sporturi? Nu. Nu, pentru că la mine, din primul moment, am fost tu o să fii jucătoare profesionistă de tenis. Și am plecat pe drumul ăsta, am avut o educație foarte bună... Uh, destul de spartană, că altfel, altfel nu poți. Adică oricine zice că nu, lasă copilul să se joace, lasă, nu ai cum. Adică n-ai cum să faci sport profesionist și în același timp să ai uh, timp de joacă, să te duci în fața locului. Da, da, da. Adică nu există, trebuie să alegi o cale și dacă ar trebui să o aleg din nou, aș alege fără nicio problemă. A, asta vreau să zic. Adică... Îți pare rău de... Nu, trebuie să-mi zici că... Deci, <coughs> da, un pic. Am, eu am, o greba... am început foarte <coughs> intens. Da, eu am foarte multe întrebări și vreau să... Că vre... eu vreau să-mi zic că ai niște, ai sec... niște, niște, secrete din astea, niște chestii de jucători profesioniști, nu știu dacă ai voie să le zici, aia cu aplicația. Da. Ai voie să o zici? Da, 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 pot să o zic. A, ah, ok. Mai încolo. Da, okay, Așa. Sunt okay. foarte okay. multe chestii. Și în acest uh, episod de podcast, pentru mine este foarte special, pentru că azi e ziua mea, practic. Când se difuzează podcastul ăsta, e fix ziua mea. Am mulți ani. Mulțumesc. <laughs> <laughs> și noi o să fim departe. Da. Uh, și e un episod foarte special, pentru că eu mi l-am dorit foarte mult. Și uh, mi-aș dori audiența asta, care nu, nu adică nu-s că majoritatea spistii 18 ani. Aș vrea să înțeleagă ce înseamnă succesul și cu ce vine la pachet succesul. Că ok, vedem la televizor, mamă, câți bani câștigă, mamă, ce rezultate, mamă, ce... Dar de fapt în spate, eu le tot spun că în spatele unui om de succes sunt foarte multe eșecuri. Absolut. Sau cred că, da, nu mai eșecuri de fapt. Eșecuri și foarte multă muncă, muncă pe foarte mulți ani, fără nicio garanție. Adică eu, eu sunt un caz fericit care am muncit de la 4 ani, până și... să încep să câștigi în tenis, să zic, prima oară când am început să câștig sume mai mari, au fost când am intrat în prima sută și aveam 18 ani. Deci de la 4 până la 18 te să investești. Păi practic stai, tu, tu de la 18 ai început să-ți recuperezi investiția, mă rog, părinții, investiția... Corect. Ah, ok. Um, problema este că um, am avut noroc în viață de niște părinți care au putut să mă susțină și nu mi-au cerut nimic la schimb ei au făcut asta doar ca, ca eu să fiu acolo, să fiu fericită și au făcut-o pentru mine. Adică ei nu au venit după și mi-au zis, hai să ne dai asta, asta, asta. normal, normal. Și... Normal. Um, când am început să câștig, a fost practic la 18 ani. De la 18 ani pot să mă întrețin singură, pot să-mi țin echipa singură. Deci la 18 ani sunt pe picioarele mele, sunt independentă din punct de vedere financiar și într-adevăr se câștigă sume mari, în tenis în prima sută, dacă ești în prima sută. Mari, dar și cheltuieli lips mari, adică eu știu că da voi dați niște bani la antrenori aia și la preparatori. Cheltuielile sunt extrem de mari. Da. Uh, pentru că tu plătești antrenor de tenis, antrenor de pregătire fizică, fizio și uh, fizioterapeut și preparator uh, psiholog. Cam asta e echipa. Psiholog? Uh, da. Tu mergi cu psihologul după tine? Nu, nu merg după mine, dar am, am un psiholog care îl vorbesc în fiecare săptămână A, și serios. da, care tot eu îl plătesc. Și, deci, practic, să zic, patru oameni. Psihologul nu vine cu mine în turne, să zicem că nu este un cost foarte mare. Dar acești trei oameni, eu îi plătesc. Tu, deci tu tot îi plătești timpul. cazare, transport. Și apoi urmează biletele de avion, cazare, masă tot ce înseamnă, tot ce ține de... Indiferent de rezultat? Indiferent de rezultat. Ah, ok, deci... Is... Adică antrenorul are salariu indiferent de rezultat. Adică da... Da, când ai un an bun, este sau Când ai un an bun, simți un pic. Ha, <gână> da? Simți un pic, te ustură. Da, <gână> da, da, da. Păi și zim din copilărie, că pe mine acolo, că de a, a, aia e baza la ce faci tu acum. Am avut o copilărie foarte disciplinată. Foarte, în care nu exista decât școală și tenis. Altceva n-am făcut. Școală, tenis, școală, tenis, școală, tenis. Asta cam până la 18 ani. Fără vacanțe? Nu exista vacanță. Nu exista nici măcar duminică liberă. Conceptul ăsta de duminică liberă l-am preluat abia pe la 15-16 ani când am început să lucrez cu oameni de afară. Aha. Și îmi zicea, ok, ne antrenăm de luni până, făceam programul de luni până sâmbătă și duminică liberă. Și ziceam, dar de ce duminică liberă? Ca să refacă corpul, ca să refacă mintea, o zi de pauză, să te... și Nu știam ce înseamnă asta. Nu exista zi liberă. Deci tu, adică... tu ai avut 8 ani de fără duminică? Fără duminică, nu există. Că... mă plâng că eu, eu de vreo 4 ani nu mai am duminică. <laughs> <laughs> Mamă. Deci, și cred eu că treaba asta m-a format, m-a format și acum, exemplu. Eu sunt foarte muncitoare. Eu sunt foarte muncitoare, sunt foarte disciplinată, nu mă plâng, nu. Adică sunt, sunt, sunt un pic militar, așa. Și am avut noroc de, cum am spus, de niște părinți care m-au ținut pe linia asta și mi-au insuflat mentalitatea asta și mi-au insuflat că fără muncă nu există nimic în viață. Adică nu există să faci ceva fără să muncești. Muncă bate talentul. Absolut, absolut. Deci pot să-ți spun că în tenis foarte mulți jucători cu talent care n-au ajuns, dar jucători fără talent prin muncă au ajuns. Serios? Absolut, absolut. și da, Simți. Eu, eu, cred că ca să ajungi la nivelul la care ai ajuns tu, mi se pare că e greu pentru un om normal, nu un om normal, cu, cu aspirații normale cumva, pentru că ai nevoie de o foame. Da. Nu foame că ți foame din mâncare. Absolut. Ai nevoie să demonstrezi și la, la tine cred că a fost treaba asta că ți s-o indus de mică exact. trebuie să fie asta și cumva cred că la tine a fost și nevoia de confirmare. Absolut. Că, bă, pot, uite. Uh... La mine mi s-a însuflat treaba asta de mic, exact cum zici tu, foame. Fără foame nu, C nu reușești. Caine, trebuie să fii câine. Trebuie să fii câine și trebuie să fii foarte puternic mental în fiecare zi, timp de ani de zile și ani de zile tu să te duci să faci același lucru și sunt perioade în care joci foarte prost și tu în continuare, în fiecare zi te duci acolo să crezi în visul ăsta al tău că vei ajunge, că vei ajunge, mai ales perioada de juniori în care este crunt, e foarte greu, foarte multă muncă, doar turnee de juniori și n-ai nicio garanție, cum am zis, asta e ce te sperie. Că n-ai nicio garanție. Ok, nu știu. Te faci avocat. Ai garanție că ai un job după? Da, exact. niște firme sau niște persoane fizice, da. Dar, cum am zis, eu sunt am avut, să zic noroc să salnieze un pic toate planetele. Știu foarte mulți jucători care la fel, părinții au investit foarte mult, au muncit și care n-au ajuns. Uh, și după aia e un pic greu, greu Ok, încotro Eu am avut la fel norocul Am făcut și școală full Adică am făcut școală full Aici a fost mama care tot timpul a spus Nu mă interesează, faci sport, faci da, sport da. Și mi-aduc aminte, mi-era foarte greu Pentru că inclusiv când erau, de exemplu, serbări la școală Mama venea la școală și spunea învățătoarei Sau profesorului, îi dați rolul cel mai greu și eu eram cu turnee, cu antrenamente, cu... Și ea tot timpul m-a împins, m-a împins, m-a împins pe partea asta în afara tenisului și tot a fost cel care m-a împins pe tenis. Ah, okay. Și am avut... Și n-am știut, adică n-am avut copilărie, n-am avut adolescență, dar în același timp nu regret nimic, pentru că tot timpul îmi ziceau cu cât îți realizezi prioritățile mai devreme, cu atât vei ajunge mai sus. Și într-adevăr, așa a fost. Adică... Deci la tu ai avut, practic, la tine a fost ori asta, ori nimic. Absolut. Da. Se pare incredibil. E foarte multă presiune. Cum? Adică e foarte multă presiune. Mai ales la, la, și la nivel internațional, că despre asta e vorba, unde acolo sunt cei mai buni dintre cei mai buni. Da. Și să bat toți pe aceeași, cum zic eu, fel, Feri, fel aceeași felie. Pe aceeași felie, exact. Da, exact. Mi se pare incredibil. Da. Totu da. Sau, e totul sau nimic. Da, e o poveste foarte frumoasă și însă poveste grea. Adică nu cred că sunt foarte mulți care ar fi putut să treacă 100%. prin ce am trecut eu și ca să poată mental să facă față presiunii sub, la care am fost supusă atâta timp. Dar recunoști că de la un anumit nivel, deci cumva toți top 100, hai nu, nu neapărat top 100, dar top 500 să zicem, da. cumva toți știți tenis, tot, e clar, Abs toate, schemii, tot, tot, tot. De la un nivel încolo nu, -i, nu -i, e, e adevărat că contează psihicul, adică ăla care e cel mai bine educat și care, are, care e, psihicul lui este cel mai puternic, ăla va câștiga? Absolut. Eu cred că undeva de la 150 în jos, Asa. din punct de vedere tenistic, toată lumea poate să bată pe toată lumea. Strict tenistic. Ah, okay. Strict tenistic. Intervine extraordinar de mult mentalul. Cât de tare ești, cât de tare în momentele importante, cum faci față la momentele importante, uh, cum, după o înfrângere, cum o gestionezi? Am văzut, mamă, tu ești supărat. Da. Am deci văzut o pisoara supărată după o înfrângere. Era altă fată. Auzi, dar asta așa, că eu vreau să te întreb o chestie. Când am fost la meci, da. am zis că bombăneai ceva. Tu, tu, vorbești mult cu tine, nu? Da. În teren. Da, vorbesc foarte mult. Ce, ce, -ci, mult. Păi da, adică tu, tu poți fi ce zici? Depinde, sunt și, e și pozitiv. Adică eu, de exemplu, tot timpul, în capul meu, unor mai. Capul meu, rotițele merg în continuu. Adică, ok, în momentul când a început punctul, e automat, dar când s-a terminat în cele 20 de secunde între puncte, în capul meu, hai să rămână, punctul ăsta, haide, concentrează-te, luptă, poți. Când Aza. e pozitiv, dar e și partea altă negativă, iar ai greșit, iar ai făcut asta, iar... Uh, sunt două... Uh... păi și te ajută? Nu. <laughs> nu. A, nu te ajută. Nu. No. Păi nu poți să... No. Deci, stai, deci, tu practic tu acum... Uh, deci pe lângă antrenamentele care țin de fizic Tu trebuie să te antrenezi, tu trebuie să te antrenezi creierul Mental, da, psihicul da. Păi și cum faci asta? Odată prin uh, partea mentală Care o lucrez cu psihologa Psihologul. Și a doua parte sunt antrenamentele, că tu de aia te antrenezi. Nu te antrenezi numai pentru dreapta stânga, te antrenezi și să poți să faci față din punct de vedere mental. Adică, de exemplu, dacă eu sunt la antrenament și antrenorul mă vede că am început să bombăn, în momentul ăla sorana gata, ajunge. A, da? Da, adică tu practic de asta... Tu în fiecare zi te antrenezi ca în momentul când ajungi acolo să poți să fii... Și am și eu perioadă perioade în care îmi merge foarte bine și am uh, foarte multă încredere în mine și mă vezi că nu scot un cuvânt pe teren, adică în afară de pozitiv că mă încurajez. Uh, e treaba asta te încurajezi foarte mult în timpul meciului. Uh, nu știu dacă e o chestie și în alte sporturi, dar uh, te alimentezi, haide, haide, punctul ăsta, ghemul ăsta, haide, e foarte bine, bravo. Uh, non stop, e în, uh... Dar nu te încurcă, eu de exemplu, când jucam baschet, aveam aveam perioade când mi când nu mergea foarte bine în teren. Bă, dacă mă uitam la la scor mai mergea nimic. Pentru că îmi puneam, zic, pa, mă dau eu acum două, ăia dau patru, tu tu hai, ce fac acum, cum fac? Și mă gândeam numai la, eram, eram foarte setat pe scor. Tu ai moment când nu te uiți la scor? Mi se mai întâmplă când sunt foarte, foarte concentrat în meci și uit. Doar că nu prea ai cum să uiți. În primul rând ți-l zice după fiecare da, punct. De da. da. multe ori nu-l auzi, dar îl știi tu. Adică îl simți. Și de multe ori, nu știu, încep, când încep game La primul punct din game joci un joci într-un fel De exemplu, dacă ai minge de break, joci altfel puțin Ești un pic Aha. mai uh, Depinde un pic și de scor Dar ai niște ai superstiții din astea Când intri în teren, nu știi, te intri cu piciorul drept Te legi la Nu mai am, aveam când eram mică Și mi-am dat seama că mirosesc energia degeaba Și M-am, inclusiv în viața de zi cu zi Nu am nicio superstiție uh, Pentru că mi-am dat seama că sunt Absolut inutile a, Și okay. o încărcătură mentală absolut uh, Care nu-ți aduce nimic Și nu mai am Deci sunt foarte fericit să-mi pun să de vedere Pentru că înainte aveam Când eram mai mică aveam exact ce zici Nu știu, mă așezam uh, în, numai în o anumită parte a uh, da. uh, La scaun Și de exemplu dacă îmi intra adversara și îmi lua locul meu au deja începeau problemele a, da. Sau da. Sau, uh, uh, nu știu. A, în... Deci, voi nu, voi nu vă vorbi, tu nu știi unde vei sta pe băncile la când intri? Nu. A, ok. Nu. Și intră de obicei cea mai slab clasată. Cum ar veni favorita sau cea care e mai bine clasată, intră a doua. A. Și aia care intră prima, așa alege partea. A, a așa, okay. după aia așa alege când dă cu banul arbitru la fileu, își alege serviciu sau retur. Și pe partea de teren, că uneori e soare și pe nu vrei să începi cu soare sau te schimbi. Deci, practic, toate antrenamentele pe care le, De fapt, din ce am văzut eu, sportivii ăștia care sunt foarte, foarte, foarte buni... Da. Eu mi-am dat seama că ei, de fapt, se antrenează pentru momentele de presiune. Absolut. Care să li poți gestiona și așa. Și zic că am văzut acum... L-ai văzut și tu ăsta, Ridim Team? Ridim da, normal. Orice mi documentar pe sport... Deci, l-am văzut, nu există documentar pe sport să nu fi văzut, deci... Ai, ten, ai, să... ai văzut, ăia foarte buni, bine, acum ei sunt legende. toți, dar ai văzut când o intra Kobe, exact în momentul de panică și de presiuni maximă, zis, nu vă gândiți la scor, că lăsați-o pe mine. Da. Deci, mi se pare ceva extraordinar. Da. Și cred că, deci toate antrenamentele sunt construite pentru genul ăla din moment. Absolut. Și pentru să automatizezi totul, da. în momentul când intri în teren, adică tu nu mai stai să te mai gândești acum dau cross, acum dau lungă linie, nu. Ți-ar venit mingea de acolo, dai acolo. Vin, adică e tot automat, da. că e atât de rapid totul că n-ai cum să da. gândești. Uh, dar da. Și aici e o diferență între sportivii cei mai buni și restul, cei top, reușesc în momentele de presiune să-și depășească nivelul. Și momentele alea, eu, dă-mi mie, eu o fac. Și asta e diferența, pentru că foarte mulți în momentele de presiune sau top, mai ales în sport de echipă, în tenis, n-ai cum, că ești, da, ori ești. faci tu, ori uh, ai pierdut. <laughs> da, da. da. Așa, uh, e treaba asta. Ți uh, ți e responsabilitatea asta. responsabilitatea, exact. Să-ți asumi, știi? Păi și că ziceai tu, de cei mai care ți se pare cea mai, uh, cea mai bună jucătoare de tenis vreodată? Ștefi Graf. Ștefi Graf. De da. ce? Uh, în primul rând, eu adică am. Început... Nu, ce ai luat de la ea? Cei... Sau... Atitudinea. Așa. O atitudine exemplară. Apropo de bombănit. Nu ai... <laughs> Toate meciurile care le-am văzut, nu am văzut-o cu o cuvânt. Cât de profesionist era, am avut și norocul să o cunosc, să mă întâlnesc cu ea, să văd cum gândește Nemțoaică. Deci clar din start. Uh... Ștefi Grav nu a fost cu Agasi? Da, da, sunt uh... Sau încă sunt împreună? sunt, uh, sunt căsătoriți, da. au doi copii și uh... am, Și Agassi, ce bun. Da, 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 da. Așa, da. zim 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 dia, ce e Atitudine, muncă și disciplină. Ok, stilul de joc foarte diferit de ce joc eu sau, dar totul în afară, de la cum se comporta, cum s-a antrena, uh, modul în care uh, aura pe care o avea, pentru mine a fost cea mai tare. Și mi-e foarte greu că am tot fost întrebată, a, de Serena, Serena. Foarte greu când eu am început tenisul datorită lui Ștefi Graf și am văzut cum se comporta o campioană în afară terenului și uh, în teren, după aia când am văzut-o pe Serena cu toate scandalurile și cu toate... Mi-e foarte greu să o pun pe același pedestal cu Ștefi Graf. Adică... Dar ei s-au întâlnit vreodată? Da, da. Una era pe final de carieră și nu era pe... Așa, și? La... Cine și cred sigur? că au școală de două sau trei ori, nu sunt sigură. Și cred că a fost unul, unul sau ceva de genul ăsta. Uh, surorile Williams, într-adevăr, au schimbat tenisul Pentru că până atunci era foarte mult tehnic Era foarte mult... Ele au venit cu forță Adică forță, da, da. forță brută Și de acolo s-a schimbat un pic tenisul Adică totul mai pe atac Nu prea mai... Uh, așa, e a devenit pe... și mai spectaculos puțin uh, Da și nu Într-adevăr, mai spectaculos din punct de vedere fizic uh, Așa, dar din punct de vedere al jocului e multă forță și mai puțină, înainte vedeai raliuri mult mai lungi, mult mai multă da, tactică, da, da. mult mai multă varietate în joc. Acum e foarte mult bum bum. Ah, ok, pe deci pe forță. Pe forță. Da. Bine, dar cred că nu doar în tenis. Eu am văzut și în baschet treaba asta. Exact. Adică, uite la exact. la LeBron. Exact. Tu ai fost la niște meciuri? Da. Ai văzut? Da. Dar, în primul rând pe mine ce m-a marcat, am avut norocul să păstau în primul rând sunt niște bestii fizice. Da, 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 da. Pentru că tu, în momentul când te uiți la basket, la televizor, și <laughs> da, se par că sunt lenți. Câți lenți și câți la fel, adică cumva ei fiind ei între ei, toți, <coughs> peste 1,90. Da. Ți par că sunt normali. Absolut. E, da, când îi vezi pe viu, ba, ba, în primul ba. rând, sunt foarte înalți. Iar eu știu ce înseamnă să-mi fii înalt coordonare, începe să fie probleme de coordonare, de motricitate, viteză, motricitate, de, da. adică nu e ai ești înalt, e mai simplu, nu, nu e da, tocmai, da, da, cu cât da. ești mai mic, cu atât te miști mai bine, da. pentru că ești mai ager, mai iute. Deci oamenii ăștia, în primul rând sunt niște bestii fizice, da. adică și în al doilea rând cât de rapizi sunt, cât de, adică sunt agili, ă, 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 extraordinar de agili, da. extraordinar de motrici, extraordinar de Uh, și cu mingea uh, gândesc repede, adică da, sunt da, pentru da, mine da, ca și atlet sunt nota 20 și de asta îmi place. Ador orice sport, deci putem să vorbim de sport până. Dar nu, zim după tenis, așa, următorul preferat. Uh, e greu. Uh, îmi place basket, îmi place handball ul Când, când eram mică la școală, am jucat hambal și cât de cât mai știu așa ah, okay. puțin. Uh, îmi place da, că când... ne contraziceam noi cu. Da, da, da. Cât cât pași, cât așa, na? Da. Uh, uh, îmi place atletismul. Uh, îmi place la fotbal nu prea mă uit. Uh, așa, uh, când eram am un frate, când eram mică, tata cu fratele se se uita, nu m-a atras. Nu m-a atras, așa. Uh, dar mă uit, de exemplu, dacă e un meci foarte bun. Nu știu, acum de când cu Netflix-ul și cu... Uh, mă uit și la, în fiecare duminică mă uit la Formula 1. Deci stau da. acolo, da, deci da, două da. ore, nu mă mișc sau depinde cât durează cursa, da, da. dacă au întârzieri. Uh, mă uit la orice este nivel de top. Mă uit și la schi, mă uit și la box, mă uit și la orice fel de sport care și îmi place foarte mult să văd diferența între sporturi, să văd cum se antrenează ceilalți, să văd mișcările și mentalitatea. Îmi place foarte mult. Da, să ți-am zis că am văzut toate documentarele pe sport. mi mai există tu l am dat din documentarul ăla cu cum îl cheamă, cu alergătorul ăsta care a bătut recordul de 20 de minute sau 2 2 uh, de ore, două, două ore două două maratonul, da. Uh, cum îl cheamă? M am, am un lapsus are un și nume eu. Ciudat. Cu capa. Eliud Kip Chip Chip George. Kip. Asta e, nu? Da, ăla e. Bine că zici tu că. Da keep... <laughs> dar cum e că ei îl cumva? Da, nu știu nici ce să-l pronunț. This, uh, documentary. Deci să vă uitați la documentarul care se numește The Last, The Last Milestone. Kip Chog. Chog. Mort. Ceva. The Last Milestone, așa se stie, Și asta și de la tine. Tu mi-ai zis, mama, și m-am uitat, mi se pare ireal. Să alergi cu, cu, cu cât, a alergat el constant. Am să noi, cred că erau 24 de km. 24, da, ceva, peste 20 de km 21, la oră, parcă, da? constant timp de două ore. Toamne ferească! Tu când... ai fost pe bandă, ai încercat să alergi cu 21 de km pe păi ora. nu, eu cel mai mult am alergat pe bandă, cred că cu 17, cred, stai, Bă, nu, cu 12 alerg, mi-e foarte greu la 12 să țin, nu știu, <laughs> 5 minute, dar am alergat, cred că cu 17 sau cu 18, dar sub un minut, adică. Nu pu mor! Gândește-te că eu fac intervale cu 18, ok, sau maxim cu 20. Interval de cât? 15 secunde? Ah, 20 okay. de secunde? Maxim 30 de secunde. Adică <laughs> sunt sportivă. Adică îți țin, să zicem, la un 20, țin un minut. Da. tu țin două un ore, minut secunde. Un minut îți țin. Totuși sunt sportivă. Ia să facem testul. Ok. Eu te-am văzut că ești foarte competitivă. Da. Nu doar în tenis. Corect. Și și în adică ești competitivă nu orice ține, adică orice simți tu că e o competiție și că tu ești și super în afara da. în afara competiției. Da. Deci ce? cum cum managerie este treaba asta? Ură să pierd. nu contează că jucăm cărți. Da. Că jucăm și că jucăm basket și știu că n-am nicio șansă. Tot mă enervez. Adică eu, știu, eu, de exemplu, față de alte persoane care nu fac sport, eu îmi dau seama de unde, unde am puține șanse și unde n-am șanse. Adică eu nu o să vin să -ți zic te bat la basket pe tine sau eu ți-a alergat atâta. Îmi știu limitele, știu ce da. pot. Dar tot mă frustrează extraordinar de mult. Deci nu, nu știu să pierd. <laughs> și orice, că jucăm, ți-am zis, că jucăm o cărți, că, nu știu, jucăm de cultură da, da, generală. Tu super! Că, da. Păi și cum facem? Da, e că 20 de minute trebuie să mă lași. Așa. Mă lași, mă duc, mă liniștesc, mă duc, mă plim, așa, bombă, nu așa. Așa, mă întorc și suntem amici din nou. Dar, Dar da, nu, sunt nu vă imaginați, când se supără, este, nu-i, nu zic eu, nu s-a agită. Are așa, stă, stă, stă. Așa a fost ultima oară când, când ai fost mai pot să mai arunc o dată? <laughs> mm, dar iată să mai încerc un pic. Dar să vedic. Dar <laughs> știi, care, știi care e problema? Sunt o persoană foarte bună. Foarte chiar bun. ești. Deci, chiar cine mă cunoaște, știe. Cine nu mă cunoaște, nu mă interesează. Că de aia nu ne cunoaștem. Da. Adică, uh, sunt o persoană foarte bună. Problema e când ajung în modul ăla de. Uh, în modul ăla de, uh, competitivitate. de competitivitate. Devin foarte rea. Uh, Și oarecui la fel. Ok. Deci știi, știi despre <laughs> ce e vorba. Cumva, pentru că mie mi s-a insuflat competiția de pe teren și trebuie să fii rău ca să poți să nu poți acolo să fie bun, să așa, și o iau, asociez orice fel de competiție cu că trebuie să fiu rău, că trebuie să fiu, adică ți ca să activează că știi, ceva, mi se activează un ceva. Un instinct care, îți jur, nu îl am în viața de zi cu zi. Deci sunt, sunt până la Dumnezeu. <laughs> e, când. Când ne jucăm ceva, dacă ne jucăm, când ne jucăm PlayStation, când ne jucăm orice, deci în momentul ăla se activează, se activează, nu știu, monstrulețul din mine asta, și, 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 vreau să câștig. Adică sub orice... Și tare! Adică... Dar nu, dar mi-ai mi zis tu la un moment dat, apropo de răutatea asta din teren, că nu știu, că vă arătați voi mâna, că vă da. faceți, că tu nu poți să fii chiar așa, că unii cumva depășesc o limită. Cum poți depăși în teren, în terenul de tenis, o limita nu a decenței, e o limită a fair play-ului. Când tu nici nu... Tu, tu, doar treci așa când îi pauză da. unul pe lângă altul și nu ai treabă cu el. Adică cum poți domina un, un adversar? Cum poți să-l faci la, la psihic? Uh, în, în, primul rând, exemplu, eu sunt pro să zic da. cât mai rău pe teren. Sunt rea pe teren, dar nu sunt ce ar trebui. Eu, de exemplu, dacă și am auzit asta de la fiecare antrenor și toate persoanele care mă cunosc, dacă eram și mai rea, aveam rezultate și mai bune. Uh, e imposibil să nu fii, să nu ai un pic, altfel nu reușești. Momentele alea acolo să nu te bați, da. să nu fii... Bă. dar uh, fiind bună în afara terenului, totuși pentru mine compensează. compensează și atunci nu sunt atât de rea uh, pe cât ar trebui atât de câine. Sunt alte sportive care sunt mult peste mine. Problema C e... Dar da, da, cum? Asta încerc zic. Cum poți să arăți o răutate în teren când tu nu nu te atingi cu adversarul, adică. Uh, voi bătălian, vă da, bătălia începe din vestiar. A, ok. Noi avem, A. deci, practic, uh, circuitul începe din la 1 ianuarie da. și se termină acum, la 31 octombrie. Okay. Tu, practic, în aceste 10 luni, joci, nu știu, 25 de turnee, să zicem, cam asta e media. În care. Suntem cam aceleași jucătoare. Da. Cam cele din top 100, ok, că unele lipsesc la un turneu, sunt altele, dar ne cunoaștem toate mare și vă întâlniți. ne întâlnim. Avem prietenii, avem dușmănii, avem... Și mi s-a întâmplat de foarte multe ori, persoană care eu, de exemplu, mă înțeleg bine și vorbesc de fiecare dată când venim în vestiar și suntem mai... O glumă, mai vorbim de, de viață, de așa, Aha. să știu că joc a doua zi cu ea și să, să nu se uite la mine. Și la început nu s întâmplat, m-am blocat. Și eu încercam să fac conversație, da, nu, nu, nu s-a uitat la mine, și am intrat cu tracul ăsta deja de pe teren. Ah, okay. Pe teren nu s-a uitat la mine, deci încă nu că nu s-a uitat, în momentul în care ești acolo și arbitru face, uh, face tragerea da. la sorți acolo, în mod normal, la un moment dat, ai un contact vizual. Ce? Nu. 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 Extraordinar, și... nu știam. Uite, vezi, de desubt? Da, da, sunt foarte multe de desubturi. Și uh, în teren, în general, încerci să te gândești doar la tine și ce faci tu, dar în momentul în care vrei un pic să-i arăți la aia, iarăți spun noi, că, nu știu, unei că am terminat punctul și fac eu așa, hai să rana, și noi dacă îi fac așa în față, știi? Okay. Adică... Păi eu mă gândeam că când faci așa, bine mă, ești, nu i-arăți ei. Iar răs cât te bucur tu. Uneori e așa, dar uneori arăți și lui aia Adică e un joc foarte mental. <laughs> de exemplu, dacă asta nu e bine în momentul când te enervezi, că vede și aia. A, aia s-a enervat, acum poți să apăs pe accelerație, okay. știi? Și sau de exemplu la fileu acolo, când și acolo e o chestie nescrisă. De multe ori se întâmplă, aia să-ți treacă prin fața ta să nu te lase. Adică tu ai ajuns înainte și aia nu te lasă, știi? Și îți dă un semn de ceva de genul, e terenul meu aici, astăzi eu sunt. Și tot fel de chestii din astea, nu știu, sau cu arbitru, începe să se ciondănească sau trage de timp sau cheamă fizio, foarte mult se întâmplă, cheamă fizio, ai voie în timpul meciului, fără să ai nicio accentare. Adică doar ca să tragă de timp. Asta a, e. Da, deci se tu știe, trebui... asta e. Tu, tu chiar ar trebui să fii mai rea. Da, 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 da ar trebui să fii mai rea pe teren. Doar că persoanele care sunt excelează din punct de vedere răutate în teren sunt rele și în afara terenului. Asta voiam să zic. Asta vreau să zic. De obi dacă uh, uh, limita aia de răutate, din ce am cunoscut eu până acum, uh, să regăsește și în viața de zi cu zi. Absolut. Absolut, pentru că tu trebuie să fii. Uh, trebuie să-ți vină natural. Știi? Da. Adică trebuie să-ți vină mult mai natural. La mine, uneori, de exemplu, trebuie să mă forțez, Știi? Adică e. Uh, trebuie să fii natural știi? Și atunci nu mai faci diferența între teren și uh, da, uh, da, viața de zi cu viața zi, de zi, cu zi știi? Și persoanele care au, sunt cele mai bune din punct de vedere uh, Atitudine, care și așa Sunt foarte rele și în, în, în afara terenului, în vestiar În, în tot ce înseamnă uh, Noi de exemplu ne antrenăm foarte mult una cu alta că deja ne știm jocul, deja ne da. știm uh, la fel și acolo e foarte multă uh, adică e, e, foarte tricky pentru că de exemplu joci cu una de exemplu care e mai rea și așa, ești face antrenamentul pentru ea o doare undeva că, e cineva, că ești, tu ești în partea cealaltă, că în mod normal trebuie să faci antrenamentul și aia să joace cât de cât. da, adică da, 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 e ca la sparring. Ca la, la sparring, exact. exact. Doar că sparring faci, sparring, da, pentru tehnică și pentru da, da. Doar că de-aia uneori fiecare, fetele și-au sparing al lor ca să joace cu respectivul, pentru că de multe ori când trebuie să faci sparing cu altă fată, sunt unele care nu dau doi bani pe tine și ele și-au antrenamentul tău. Și tu pleci după antrenamentul la două ori și n-ai înțeles nimic. N-ai lucrat nimic. Ce vrei tu să lucrezi pentru că ai nu lăsat. Adică și sunt foarte multe, bă, nu știu... Dar pe mine asta mă interesează, asta mi se știu, știu, Că asta... oamenii de acasă, și eu în primul rând, după aia oamenii de acasă, trebuie să înțeleagă, când, că, pentru că după, vă garantez eu că după cine vă uitați la episodul ăsta, o să vă uit, când o să vedeți un meci de tenis, o să fie altfel, adică îl vezi altfel, încep să -i gândi, bă, ia, a, ia uite cum trebuie trecut aia pe lângă... A, da, 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 tom, da. Știi? Fix, da. Uh, lumea ce vede, vede meciul, da? da? Și ca o piramidă în care vede doar topul. Da. Dar baza deja adică tu te intri în mești cu o încărcătură emoțională. De exemplu, nu știu, te-a bătut săptămâna trecută. Oh, deja a, aia simte, simte un pic așa și tu intri oh, m-a bătut săptămâna trecută, nu știu, știi? Sau, nu știu, să întâmplă, de exemplu, să... Uh, nu știu, să ai un incident cu echipa respectivă. Da. Uh, echipa da. ei, de exemplu, la fel. Că, și echipa încearcă un pic să intimideze, și echipa un pic să... Mm. Sunt foarte multe jocuri uh, și tu de, de, de culise. Și tu în momentul când intri în teren, ai foarte multă încărcătură, care de multe ori, cum a putut să pierdă domnul de la, că era favorită, cum a pierdut de la. Dar nu știi ce e în spate, sau nu știi... Sau fiind, de exemplu, un sport care durează 10 luni de zile, în care tu trebuie să fii competitiv și maxim, la top maxim, săptămână de săptămână, mai ai și, poate mai ai o problemă personală, poate păi mai... Dar normal, uh, normal, să-ți tot. Ești accidentat. E foarte greu, uite, asta și cu accidentatul. Eu nu mi-aduc aminte, ultima oară, când eu am jucat fără vreo durere. Nu ai cum la nivelul ăsta, adică chiar noi glumim. A, serios? Că noi glumim, da, că dacă te ridici din pași și n-ai nicio durere, ești mort. Deci. A, ah, ok. Uh, zicea uh, și uh, Stelea, zicea același lucru. Că el nu mai știe să nu-l să nu doare ceva din. Exact. Serios? eu nu știu ce înseamnă să nu mă doare nimic. Primul lucru când mă ridic din pat, primul pas, ok, să vedem astăzi ce doare mai mult. Știi? Ah, ok. Așa e. Adică, la nivelul ăsta nu ai cum. Că de asta zice că sportul de performanță dăunează grav sănătății. Sportul de bă, masă e ok pentru sănătate, dar sportul, A, sportul de... de performanță da, dăunează sănătate. Absolut. Păi nu mai am, gândește-te Ștefan, nu mai am genunchi Am numai am cartilaj la genunchi De exemplu îmi fac uh, injecții cu acid hialuronic în genunchi Cam la 3-4 luni uh, okay. Am două hernii lombare Una cervicală Am rupturi la abdomen în ambele părți uh, Nu știu câte întorse Mi s-a rupt fascia plantară Umărul, acum de exemplu sunt un pic accentată cu umărul Fac recuperare, nu vrei să știi la umărul meu am Așa Extraordinar, așa, da nu A, da, da, da după ce termin cariera, nu, nu, uite, apropo de Agasi, deci eu l-am văzut pe Agasi, Agasi nu poate să mai plece, uh, aplece. Adică, Serios? Da, da, la fel și Ște, fi Graf, când a venit, uh, eram la antrenament toată în Las Vegas și a venit să joace cu mine, mai mult de 5 minute n-a putut, să, 15 minute să joace uh, din cauza cotului. Și mi-a ieșit sorana, mi-a joc 15 minute și mi-a face cotul atâta. Îmi pare rău, dar... Adică... A, nu zici. Da, 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 nu, adică după nu mai ești... Uh, om, uh, nu mai Uba. ești om, întreg. Adică... Bă, nu, am avut și eu niște accidente. Bine, eu n-am la nivelul ăsta. Nu, dar zic, într-adevăr, te accidentezi, te accidentezi, dar nu știam. Că, adică, pentru mine, eu, pentru eu, șocat acum. Uh, probabil în tenis încep foarte mic și cariera e lungă. Adică, nu știu, joci până la 30 ceva de ani. Și închipuiesc că sunt 30 de ani în care tu corpului ăla ai dat de... zilnic, 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 zilnic. Uh, și îți dai seama. Și cu alimentația, și cu astea trebuie. Cu alimentația, ai grijă. la fel trebuie să ai grijă, depinde foarte mult ce, ce mănânci. E un sport în care nu e atât de strictă mâncarea, adică că vezi și mai slab, și mai gras, și mai mic, da. și mai... Adică... Dar, uite, de exemplu, față de acum 15 ani, a evoluat mult și pe partea asta, pentru că da. sunt foarte multe informații. Ah, ok. Eu când am crescut. No, nu, știam ce e mi-am cam mâncam cașcaval pane cartofi prăjiți. Ah, okay. uh, nu știai, da, bă, da, vremea da. Aia, sau jnițel sau... Uh, na, da, aia. Uite, ia, ca uh, uh, și tu brățară. Cât, da. uh, cât, uh, cât calorii arzi la un antrenament? Normal, tu. De curiozitate, așa, asta e mai mult pentru mine, întrebarea asta nu că ar conta. O mie? O mie? Da. În câte ore? Două. La tenis, la, la tenis. pregătire depinde Mai puțin? Da, dacă e de forță ard mai puțin Dacă e pe cardio și așa Depinde cât alerg cât, Dacă am atâta, 1000 la două ore de tenis Și gândește-te că am Uneori am patru ore 22 de tenis păi Am văzut Asta urma să zic deci, De când știm noi Că sunt foarte puține zile în care Azi n-am antrenament da. Și oriunde din lumea asta Pe de așa ne-am văzut eu, mă păi mă da. Cum aici? A, păi nu. Păi da. Da, da, da. Mi se pare incredibil. Se nu mă antrenez tenis că... decât când sunt accidentată și când sunt accidentată trebuie să fac recuperare. Și acum ești în recuperare. Adică acum sunt în recuperare, da. Mi s-a terminat sezonul nu mai devreme din cauza acestei accidentări la umăr. Și sunt foarte fericită că săptămâna viitoare plec în vacanță. O săptămână. <laughs> da. Așa asta e vacanța mea anuală, mereu sfârșit de octombrie. Când să dă, exact, când se dă episodul ăsta, tu ești deja în vacanță. Ah, ok, ok. <laughs> uh, așa. Așa. Uh, sunt foarte, foarte fericită. Deci nu vrei să știi, sunt încă un copil din la mic la Disneyland când vine vacanța. Deci pentru că tot anul muncesc A, deci și. În am... vacanță tu nu vei avea antrenamente? Nu. Oh <laughs> extraordinar! Uh, Mă voi duce un pic la sală, dar o să zic de ce. Pentru că mă... corpul cere. Atât de obișnuite cu mișcare încât cere. Da, adică da, da, da. Și îmi place să mă duc la sală. Sunt alți sportivi care urăsc sala. Adică eu, de exemplu, mă văd și după tenis ducându mă zilnic la sală. Așa. Ma, ma. E. Sfânt <laughs> incredibil. Incredibil. Așa, dar da. Deci în fiecare an eu am vacanță să de. Octombrie, început de noiembrie. Așa. Și anul ăsta va fi. Prelungită. Ce, da, va fi prelungită. Voi avea o săptămână de uh, vacanță propriu-zis, și o, apoi o săptămână un pic mai lejer. Da, ce drăguț. Da. Cum era să joci cu Serena Ziliei de glorie? Te intimida, ca ai zis că era. Rău. Apropo de. De ce? Deci, în primul rând. Uh, la ea era antrenată treaba asta să te intimideze din vestiar. Ok. Adică... Dar cum te intimida? Că pe mine asta mă interesează. Asta... În primul rând, Serena nu vorbea cu nimeni din vestiar. Cu nimeni însemnând, cu niciun jucător. Nicio cu o altă jucătoare. Noi avem vestiarul comun, mereu. Așa. Intra și avea o, avea o prezență. De, eu când am cunoscut-o deja, avea un număr mare Ramare. de grand slam în spate și numărul 1 și, adică... Și e un pic ciudat la început când vezi pe cineva la televizor și după aia te duci să joci contra ei. Prima oară ai emoții. După aia. A, ok. Dar ai emoții când te-ai uitat la televizor la cineva și ai... Uh, știi parcursul, și știi. Toate parcursul, astia, da. ai încercat să înveți anumite lucruri de la ea și după aia o vezi în partea cealaltă a terenului. Și uh, din vestiar nu vorbea. Adică nu vorbea cu nimeni și avea o, o aură care te intimida. Adică te intimida clar. Apoi, tu când stai în tunelul ăla, n-am să uit, jucam finală la Toronto și în 2013 și chiar am jucat, jucam, jucam bine perioada aia. Ei, da, ce acum nu mai joci și... bine să ce? Corect, corect. Dar săptămâna aia zic că am jucat foarte bine, că chiar bătuți în jucătoare bună și eram în finală. Și ai tunelul care te duce spre, bă, sp arenă. spre arenă. În mod normal, pe tunelul, ăla, până te striga, ai vreo 5 minute în care tu te ia de la vestiar sau de la... e un punct unde trebuie să te întâlnești, sau de la sală sau așa, te ia și te duce spre arenă și, în general, e un, e un tunel. Da. Toată lumea, în momentul în care te-a preluat, te duci singur. Echipa se duce, se duce pe altă parte ca să-și ia locul, locul în tribună. Da, da. E, ea rămânea cu tot staful. Și tu te trezai în tunelul ăla până la 5 minute, până să intri în teren. Tu cu staff. Eu, eu singură acolo, mică, și ea cu staff dar staff însemnând de la... Avea foarte mult staff cu ea mereu, era înconjurată de foarte mulți oameni. Și în general, cei care sunt foarte buni și au foarte mult staff pe lângă ca să fie doar, doar, cu, doar cu persoanele respective. Ah, avea, okay. De la antrenor, sparing, preparator, fizio, uh, mamă, soră, cățel, Uh, Frizer de cățel uh, În fine și te trezeai în tunelul ăla Tu, tu cu singur familia ei. Și 10 persoane lângă <laughs> Ea era și Nu știu cum să zic Era o persoană Masim. Înaltă, masivă Mare, da, da, Adică da, care da, da, impunea un anumit respect Și Și te simțeai atât de mic Glumeau, râdeau, făceau și un pic de caterincă Și te simțeai atât de mic te striga, te duceai pe uh, bancă Apoi str o strigau pe ea Arena intra în urale delir. Și în delir, delir și așa Și după aia începi să te încălzești Ea începe foarte, începea foarte ușor Să bată Și după aia când te încălzești ai 5 minute Acum mai nou 4 minute Tot la fel pentru TV ca să fie totul mai scurt Pentru da, ziua da. de azi Și uh, bați puțin de pe spate De pe linia De, da, linia da. de uh, așa Și după aia te duci să faci câteva voleuri E, când ajungeai la voleu, dădea ful în tine. Adică totul era un mesaj. Dacă din spate dădea cu doi la oră și foarte ușor și așa, veneai în față să faci câteva voleu și dădea ful. Și când dădea ful, dădea. Adică nu... Uh, și erai Băi, de... nu, și te făcea cu capul. Da, deci tu, tu intrai în meci, începea meciul și tu erai deja pe uh, uh, defensiv, cumva. defensiv. Și când, a, când era în, to în forma ei bună, era top. Adică juca foarte bine, servea extraordinar. Servea foarte tare, Că servea un 200-190 lejer, care, de exemplu, gândește că eu servesc o medie 170. și că servesc... Mama. Adică, vorbind de serviciu 1, ea servea 190 constant. Um, și numai că servea tare, servea și foarte plasat. Adică Serena în zilele ei, a fost o jucătoare extraordinară. Uh, vorbesc de teren, da. trick pe teren. Uh, și știa când s-a pe accelerație, adică în afara faptului că avea forță, avea niște lovituri foarte curate, deci avea o tehnică impecabilă, uh, era și inteligentă în joc. Adică știa, știa jocul foarte bine, știa când să apese, când să lase, știa extraordinar de deci, mult. A, ok, de, deci era cu, ea era cumva pregătită, era așa și că, cumva trebuie să ai abilitatea asta de strategă, adică trebuie da, să absolut. aplici niște strategii. Și, mi, mi, mi se pare foarte greu că trebuie să... E totul bazat pe psihic. Da. Ce strategii să mai da. tu când tu ești... Ah, da. Leo, eu uite ce îmi faci... A, asta. Absolut, asta s-a întâmplat. N-am jucat de atâtea ori cu ea încât să pot să mă simt confortabil, să intru și să... Uh, și când am jucat cu ea era uh, în forma ei cea mai bună. A fost foarte mulți ani în formă. Da, dar da, până, da, 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 da. Așa. Dar uh, nu, când, uh, când era top era foarte greu de bătut. Adică... Era, era, spectaculos. Păi și uite, acum că, că, la Serena să zicem că a fost, tu ai, tu ai zis, Ștefi Graf, așa. Dar la băieți, că e mereu treaba asta. Uh, Djokovic, Nadal, uh, Federer. Care e cel mai bun, de fapt? Nu știu care e cel mai bun, o să zic favoritul meu. Da, favoritul tău. Nadal. De ce? În... Adică ce are el diferit față de ceilalți? În primul rând, este un monument de muncă nu există cineva care să muncească... adică eu pe lângă el pistol cu apă. Ah, oh, ok. Adică omul ăsta cât a muncit la viața lui, adică și ce disciplină a avut, este fascinant. Iar lucru care te cel mai mult te impresionează este modestia. Nu am văzut un sportiv mai modest ca, Canadal. Și gândește-te că este extraordinar de popular, peste tot pe unde merge. Adică e foarte multă atenție pe el tot timpul. Am mai văzut sportivi în care la un moment dat nu mai... Adică ea ai un moment în care nu. Nu mai poți să ai da. o zi în care, nu știu, ți-a mers antrenamentul foarte prost. Și n-ai chef, da. chef de... Nu există, nu l-am văzut odată să refuze un autograf, să refuze o poză, să refuze... Uh, și este și... cum vorbești cu el, ai impresia că vorbești cu cineva care... Uh, cu un jucător normal de tenis, adică... Extraordinar de modest, cu picioarele pe pământ... Um, l-am văzut de multe ori în aeroport, la fel, mi-aduc aminte zburam uh, Madrid-Palma și el vine primul să te salute. Adică nu există. Ah. Deci vine primul să te salute. Și eram, nu mai știu, a venit la mine, m-a salutat și după aia că să pune, știi cum e, te duci la zbor, da. era un low cost. Uh, Madrid-Palma. Uh, era un low cost. Sorana și, și Nadal. Și se pune la coadă. <laughs> și mi-am camintit că e în Sant'Anorului, deci eu nu pot să cred că Rafa s-a pus la coadă. Omul s-a pus la coadă, că adică n-a încercat să intre în față. Ok, da, -a da, încercat da, da, da. Să Și mi-am caminte avea, nu știu, la bă, ieșirea de urgență acolo, în mijlocul avionului 13, locul sau așa, și toată lumea a venit pe el și în fine și l-a mutat până la urmă în loc, pe primul rând. Dar de o modestie extraordinară. Adică pentru mine e foarte greu să, să fie atât de bun, să fie, să atât, fie de bun, atât de bun, să fie atât de modest. Da, da, da. da, adică, da, da. Dar Djokovic nu de, nu, de ce nu spune? Nu, sp de? O, o să râzi, toți îmi plac, da. a, a, vorbind de cei trei mari. A, um, Djokovic să zic, ar trebui să fie mai apropiat pentru că e, e sârb, e mai dal nostru și ar jocul la fel, tot timpul s-a purtat cu mine extraordinar, adică un băiat de nota 10. Doar că știi cum e fiecare avea da, da, o afinitate, noastră. Da. da. Eu da. l-am văzut pe Djokovic acum la Madrid. Haide, păi capul meu, bă, ce atletul da, nu. No. Incredibil, nu mi venea să cred, incredibil, incredibil. E incredibil, Ștefan, pentru că eu sunt atletă și eu îmi dau seama. Iar omul da. ăsta la ce nivel a putut, la ce nivel de performanță a putut să ajungă și este aproape de perfecțiune. Adică el la fiecare minge se așează la... Fiecare lovitură identică. identică. Asta e, e idealul, ideal, la fiecare da, minge, da. să te așezi la fel, da, să da, ai da, același da, contact, da. să ai aceeași încheietură, să ai modul în care se mișcă, cât de puternic mental este, pentru că el, pe unde se duce, lumea, nu știu sau știu de ce, simpatizează foarte mult pe Federer și pe Nadal. Și în momentul când uh, intră Djokovic, lumea e cu adversarul în ideea că poate produce o, 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 o surpriză. O surpriză. Și era și o glumă la un moment dat că cu cine ții, cu Federer, Nadal sau oricine joacă împotriva lui Djokovic. Tu să fii atât de puternic mental să știi că de fiecare dată când te duci pe stadion, ai de multe ori, nu tot timpul, că ai de multe ori publicul împotriva ta și să te încarci, că pe el îl vezi, că se încarcă din treaba aia și din punct de vedere mental, la fel e o bestie. Adică este și nivelul de performanță la care a ajuns e... Da, uite, din punctul tău de vedere, care este cea mai bună jucătoare de tenis din România? <laughs> <laughs> e o întrebare dificilă. Și o să spun că eu. <laughs> eu știu de ce. De ce? Umbli la butoane când te întâlnești cu el în teren Să știi <laughs> Da, nu, mi, nu Nici nu mă așteptam la un alt răspuns Și eu aș fi zis la fel Da, o să zic de ce Mie mi se pare că în momentul când e sportiv de performanță Tu trebuie să fii critic cu tău numărul 1 da. Dar în același timp să fii fanul tău numărul 1 Normal. Normal Adică și eu am o Sunt modestă Însă în același timp am o oară pentru că îmi știu valoarea. Normal, dar nu, nu, nu trebuie să te justifici. Și... Nu cred că să supără nicio jucătoare din România. Că... I, nu, dar nici... adică... Da. I, 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 cum? Dacă nu zici tu de tine că ești cel mai bun. Să zic. Cine eu, să zică? Te foarte, să să zică cineva? E Norma. foarte greu să zic, uite, eu cred că X e cea mai bună jucătoare din România. Înseamnă că... Te, exact. Mă, mă desconsider pe exact, mine. Exact. Și că adică, eu consider și pentru asta încă joc că eu sunt cea mai bună e că pot să bat pe toată lumea că pot să fac aia și asta te ține pe linie. Păi da, dar trebuie să o zici și hotărât Absolut. Adică nu trebuie, nu trebuie să e, e, eziți. Dar uite exemplu, tu înțelegi, lumea nu o să înțeleagă Cum poți da. să, să înțelegi asta? Cum poți să zici asta când pe hârtie avem Nu asta, contează asta, hârtia asta? Absolut. Pentru, nu. Pentru tine din, din perspectiva ta, care este cel mai bun jucător? Din perspectiva mea, eu sunt cel mai bun Absolut. jucător, că eu pentru asta, asta așa mi-am trăit viața. eu Viața mea se ghidează în jurul acestui aspect, să fiu cel Absolut. mai bun. Eu sunt cel mai bun. Absolut. Doar -are, nu ce să zic lumea, are ce să zic lumea, nu ce să zic lumea. Nu, da, de exemplu, eu mai aud întrebări. Cine e idolul tău în tenis? Uh, Graf ai zis. Graf E foarte greu să zic că idolul meu e Serena Williams, ok, acum s-a retras. Iar eu jucam cu Serena Williams. Păi ce fac? Intru în teren și zic că A, joc cu idolul meu, n-am nicio șansă, că totuși e idolul meu. Da. Adică nu, tu da, trebuie da, da. să ai foarte mare încredere în tine, uneori chiar mult peste, să fii un pic, uh, adică să dai un pic în da, nebunie da, da. Uh, treaba asta cu încrederea pe care o ai în sine pentru că altfel este un sport foarte dur. Adică iar tu dacă nu ești stăpân pe tine și nu ai încredere și nu ești nu ești ești de la o parte și nici nu faci față uh, uh, păi sportului. Uite, tot am ajuns la asta cu cel mai bun. Zim care din punctul tău de vedere, care ți se pare cel mai bun, cel mai mare sportiv din toate sporturile. Cel mai Jordan Jordan, Michael Jordan. Da, DC. Michael uh, Jordan. Da. Mi e în primul rând, cum am... Uh, Ți-am zis, sunt uh, pasionată de sport. Da. Mi se pare mentalitatea pe care a avut-o Michael. Așa. Awesome. Rara mai văzut-o. Iar okay. modul... În, ce, în primul rând, rezultatele și ce a reușit, dar modul în care a reușit... Să uh, conducă o echipă și să își asume responsabilitate Și uh, pentru mine... da am înțeles, iartă-mă, am înțeles că genul ăsta de caracter într-o echipă E foarte greu de suportat și Absolut. de trăit Absolut da, aia, uh, cum am zis, eu fiind un sport individual Ia uite, de exemplu, un sport individual trebuie să fie egoist nu poți. Tu trebuie să te pui pe tine pe primul plan și trebuie să fii egoist, altfel nu ai cum să reușești. Adică orice faci, tu trebuie să te pui pe tine, tu trebuie să fii prioritatea numărul unu. Da, să fii totul despre tine. Totul despre tine, exact. Într-un sport de echipă e foarte greu în care totul să fie despre tine, dar în același timp să tragi cu echipa. Cred, cum am zis, n-am jucat un sport de echipă. Nu cred că aș fi fost bună Pe la un sport de echipă, având în vedere cum am fost formată, crescută dar în același timp el a reușit să facă treaba asta, adică să se impună, să facă ce mai, bun pentru, ce mai bine pentru el, dar în același timp să tragă echipa cu el. Ok. Deci el, el ar fi cel Pentru mai... mine, da. Mai eu altcineva care pe mine m-a uh, impresionat și foarte mulți ani am fost uh, Ayrton Senna, pilotul de Formula 1. Uh, am văzut orice videoclip care există și orice poză cu el, uh, orice interviu a dat, orice din păcate a murit. Uh, M-a impresionat mentalitatea. Și la fel a fost cineva care avea... Nu știu, mi se pare că sunt niște oameni care sunt meniți pentru a face acel, a, a face lucru. acel lucru. Iar oamenii ăștia, uite cum a fost Jordan, el a fost menit pentru basket, Sena, el a fost menit pentru Formula uhum. 1. Uh, și mi se par niște caractere extraordinare. Sunt foarte mulți sportivi care pot să spun că îi apreciez. Uite, de exemplu, uh, din punct de vedere muncă, disciplină, dar ca și personalitate în afara terenului, mi se pare că Jordan, adică eu cred că Jordan în ziua de azi dacă iese pe stradă la fel de popular este. A 100%. Eu cred că deia s-a și retras din viața publică pentru că era prea mult. A 100%. Uh, și la fel și cu Sena, adică modul cum vedea lucrurile pentru mine a fost fascinant. Am avut o perioadă, eu sunt puțin obsesiv-compulsiv, așa. Puțin. Și, ah, da, și eu. Uh, și era un, uh, este un documentar cu uh, Sena, uh, chiar așa se numește. Da. L-am văzut 150 de zile la rând, în fiecare seară. În fiecare seară, nu conta unde eram, și mi-au camintit atunci aveam. Uh, puneai CD-ul și te uitai pe. Nu mai ținte cum să numesc. Nu erau. Uh, da, 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 uh, știu. Și aveam CD-ul cu mine, era. așa, DVD-player. Și aveam CD-ul cu mine și îl punem în fiecare, seară, fiecare Pentru seară. Ca să te motivezi. Ca să mă zi. motiveze, da. Eu așa mi-am luat un film ăsta cu The Last Dance. Da. Cred că am avut. Nu, 100 de zile, dar cred că am avut vreo două luni în care mă uitam, cred că o dată pe săptămână. Da. E incredibil. Da. Și da, ridim timp. Da. Ai văzut? Cobii, la fel, mi s-a părut. Uh, și știi da, ce? Ai văzut că el erau urât în perioada aia? Da. Uite, eu asta n-am știut. Și fii atent, că uitându-mă, mă eu am fost la Olimpiada din 2008, la okay. Beijing. Ah, ok. Și uh, -a, uh, cred că ai văzut când ei se teau separat. Nu, toată lumea stătea în statul olimpic, în satul olimpic Așa. Ei se la hotel, pentru că, la fel, erau atât de asaltați. Încă nu poți să ai liniște. Tu nu poți să stai înainte de antrenament să semnești jumătate de autografe sau după fiecare antrenament, pentru că mai ales înainte de meciuri, pentru că e foarte multă încărcătură. Tu trebuie da, să da. stai cât mai protejat, trebuie să stai într-o într bulă acolo a ta. Și mi-aduc aminte că i-am văzut în, în sala de mese, sala de mese fiind o hală imensă, Așa. Uh, unde aveai toate mâncările de pe planetă, cu calvarii, cu uh, închipuiești cei mai buni sportiv din lume și uh, sponsorul principal era McDonald's. O să râzi. Printre okay. tot uh, în hal acela, un moment dat era și un McDonald's, că Aha. era sponsor oficial. Știi cum e da. banul, cash da, is da, da. Și fiind americani, cum sunt ei mai mult cu fast food da, și așa, uh, direct la uh, mi-aduc aminte direct la McDonald's s-au dus. A, okay. Și e foarte fascinant când vezi 12 am toți sunt peste 2 metri sau da, pe acolo așa. și super fit și cu treningurile, cu USA pe spate și era o apariție. Ah, ok. Și -a... Atunci însă eram copil, aveam 18 ani, nu, uh, nu știam atât de mult cu uh, sportul, nu eram atât de... Uh, erau și alte vremuri, nu avea atâtea informații, nu avea atâtea... Uh. Și uh, mi-a cam minte că mi-a rămas imaginea asta și mi-a mai rămas imagine cu Phelps la fel care s-a dus la McDonald's și spunea că el trebuie să consume 9000 de calorii. Tu nu poți să mănânci 9000 de calorii Într-o zi Într-o zi Într-o zi, într zi Având în vedere efortul pe care îl face Tu nu poți să mănânci 1000 de calorii din uh, pui corez. Wow. Adică Și atunci omul se ducea la McDonald's Că nu putea fizic să mănânce cât trebuia Ca să poată să fie să... apt A, deci așa e treaba Trebuie da. să-l faci Da Da, da Ce tare Și Ce tare Am rămas Da, și mie a plăcut documentarul foarte mult Ți-am aminte cât de faimos era Kobe cum erau toți chinezii? Ai văzut. Cum erau toți acolo. Da. El a început să devină iubit și după această olimpiadă. Da. Pentru că era un băiat sincer și zicea lucrurilor pe nume. Și dacă e sincer și zici lucrurilor pe nume, ești urât. Că... Nu mă rog, nu. Pe termen scurt, da? Pe termen lung, cine Da, e... corect. Aș... Dar eu n-am știut, n-am știut că înainte era. Bă, nu era așa, așa plăcut. Deci primul Grand First, Graham Slam, Quarter Final De Roland Garros, trebuie să-mi povestești că am înțeles că acest Roland Garros este extraordinar. Uh, da. Să-mi povestești din lucrurile astea prin ce ai trecut tu? Nu. Primii bani, primul turneu, primii bani, da. primul Grand Slam și prima și cred că cea mai dureroasă înfrângere. Pe nu, uh, că fac parte. Absolut. Primi bani mai mulți, să spun. În tenis ești... Nu, nu, prima nu. Primi bani real, uh, prima sumă. Primi bani... Prima oară, când ai luat bani... Da. Uh, aveam 14 ani. Când ai 14 ani, ai văzut joci doar 4 turnee de profesioniști. Pe an. Pe an. Ah, ok. Ca să înainte, s-a întâmplat foarte mult copiii să fie împinși de mici. Da. Să joace și la foarte multă lume, la 14 ani deja, intra la profesioniști, după aia la 18 să lăsa Și atunci, ca să poată să protejeze un pic, să ai o carieră lungă, au impus regulile astea. La 14 ani poți să joci 4 turnee de profesioniști. În rest, să joci juniori. Ah, okay. sau, sub 14 sau ce, cât de bun ești tu. După aia, la 15-6 turnee. Și tot așa, până când la 18 ani, după aia poți să joci câte vrei. Câte vrei tu. Uh, și eram aici la Herăstrău, s-a organizat un turneu de 10.000, ăsta era cel mai mic. Uh, 10.000 de, de dolari. A, ok. A. Cel mai mic uh, cel mai uh, sumă. Sumă, turneu de profesionist, e de 10.000 de dolari. Uh, acum, între timp, au crescut la 15.000 de dolari, pentru că și costurile au crescut mai mult. Da. Uh, iar, sper să nu zic vreo prostie, câștigătorul cred că ia ori 800, ori 1000, ceva pe acolo, de dolari. Eu uh, mi-au dat un wildcard un walk wild care care înseamnă o invitație, ca să Așa. pot că nu aveam clasament, nu aveam nimic. Eram atunci mea cea mai bună în lume, la 14 ani, și promiteam. <laughs> și am primit o invitație de la federație. Uh, am ajuns până în semifinală. Și în semifinală am uh, pierdut, am avut, cred că, 5-2 și 4-0 în decisiv. A fost una dintre cele mai dureroase înfrângeri. Și mi-au aminte că uh, ai mei au fost foarte supărați după. Și uh, eram acolo la Herăstrău pe terenul între timp, acum s-au construit restaurante, nu mai e ce era. Uh, Dacă cum ar veni eram pe terenul 1. Uh, am pierdut meciul și după m-am dus cum să-mi iau uh, prize manicuțăce da. la noi, să-mi iau hârtiuța cu... Și cred că pentru semifinală erau 400 de uh, dolari, uh, minus taxe, nu știu, am luat vreo 300 și ceva la 14 ani. Da. deci de, de, stai că e ceva interesant. Prima cea mai dureroasă frângerii. asta au fost? Nu, nu, ah, una okay. dintre una dintre da, cele da, mai dureroase, da, atunci okay. mi se părea sfârșitul pământului. Îți dai seama? Adică era <laughs> Da, și dacă și din partea părinților pe, 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 pe <laughs> Și mi-aduc aminte când am primit plicul ăla, am tremurau mâinile. Și mi se părea că e cea mai bogată persoană de pe lume. Și m-am dus la ei și le-am zis, uite, uite cât am câștigat. Și unul dintre ei mi-a zis, da, da, ai fi putut să câștigi, câștigat câștigai turneul lui atât sau așa. Aha. Și mi-am întristat așa, eram... Și atunci a fost prima oară când mi-am dat seama că, wow, pot să câștig bani. Din asta. Pentru că până atunci tu joci pe medalii, pe diplome, pe, pe o cutie simbolici. de minci, pe da, da. Bă, un tricou, pe, adică astea sunt... Uh, Okay. Și, ai păi făcut cu bani. Nu mai țin minte, mi-au zis mai să cumpăr ce vreau, nu mai știu. Pe vremea îți la... dai seama că uh, probabil tot, tot astea e. pentru tenis. Da, 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 da. Uh, Și nu știu, parcă mi a luat un training, cred că mi-au luat un training de Adora și încă încă ceva. Uh, dar uh... Deci la, la 14 ani ai, ai făcut prima oară 300 de dolari. Da. Asta e primi bani. Cel mai mare uh, Grand Slam după aia la Roland Garros când am făcut sferturi am jucat, veneam după o perioadă destul de nasoală în care pierdusem vreo șapte turne în primul tur. Adică era dezastru, adică nu jucam nimic. Era. Sunt perioade în care nu-ți mai regăsești jocul, nu te mai regăsești, nu mai regăsești, da. numai, știi și încrederea începe, e ca un domino. Da, 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 Începe da, da. să ca încrederea. Și ce trebuie să faci? Te deci, înapoi pe teren de antrenament și trebuie să stai ore, ore, ore întregi ca să redresezi și să, ce nu merge, și să începi să prinzi din nou încredere. Aha că tu dacă îți pun un con acolo și tu, nu știu, eu din 10 dau 7, încep deja să mă simt mult mai A, nu mai okay. pe mine, știi? A. Prin antrenament reușești. Și după aia m-am dus la langaros n-aveam nicio așteptare, pentru că pierdusem 7 turnee înainte în primul tur, n-aveam nicio așteptare. primul tur chinuit, m-am chinuit așa. Și turul 2 jucam cu cineva care jucam cu văzniachi, care era favorită Am făcut un meci foarte bun. mi am gândit că am bătut-o. Apoi am jucat cu o franțuzoică, Cornet, uh, la fel, un meci foarte bun, am bătut-o. Apoi am avut un meci de vreo trei ore jumate cu Iancovici, în care uh, am câștigat tot la fel pe muche. A fost foarte, foarte uh, Trei ore jumate. Da, da, da. Trei ore jumate, tenis, la intensitate maximă. Da. E tu, am și după aia început să prind încredere și zic, ah, Po să câștig Grand Slam. Opa. De la, dacă până atunci eram uh, gen, n-aveam nicio speranță, da. fiecare meci mă bucuram, după aia am ajuns în sferturi și am început să zic, opa, stai că am șansă să câștig Grand <laughs> în momentul când am început să pun problema așa, îți dai seama, în sferturi, mai ales jucam cu cineva care până atunci, după aia ulterior de la turneul ăla, -a, uh, a devenit o jucătoare bună, nu era atât de titrată sau nu era, adică pe hârtie a, părea subconz... că zi... Ai desconsiderat -o. Da, da. A... Și mi-aduc aminte că am pierdut Am fost, am fost supărată uh, N-am știut niciodată să gestionez înfrângerile Pentru mine asta a fost una dintre marile probleme Acum uh, sunt matură, e altceva Și acum mă supăr, dar am nu mai țin trei zile Adică mă supăr astăzi, mâine uh, sunt ok din nou uh, Și am fost supărată, dar în același timp Eram bucuroasă era primul rezultat mare Era prima Nu știu, era uh, Și atenția care într-o dată Că nu mai avusesem pe nimeni în sfertul de final La un gran șlem de foarte toată mult lumea timp călare. Toată lumea, da Și după aia m-am uh, Să zic așa M-am uh, Mi-a trecut puțin Și apropo, uite, de bani Aia a fost suma cea mai mare Care câștigasem până atunci Uh, la Roland Garros? Da, 125 de mii. Și, da, uh, și mi-aduc aminte că mi-a spus tata, în fiecare zi treceam pe, pe unde ne lua mașina ca să ne ducă la bază, era un magazin de firmă, de genți, faimos, da, pe Champs-Élysées, în fine. Și în fiecare zi mi se scurgea ochii acolo. și, nu știu, e tata că dacă câștig turneul, vreau să-mi iau și o geantă, nu știu ce. Extraordin, ce și drăguț. Și tata uh, mi-a zis ok, acum a avut o săptămână foarte bună și așa, hai să mergem să Ți iei geantă. Și mi-am amintit că am intrat în magazinul ăla. A fost prima mea geantă de firmă pe care mi-am cumpărat-o și a cerut să mi arate cea mai ieftină geantă. nu -ți venea să... Nu, nu. Și mi-a luat cea mai ieftină geantă. O am și în ziua de astăzi. Ok. Așa, o port foarte mândră. Uh, cea mai ieftină geantă care o aveau ei atunci așa. la momentul respectiv, deși eu câștigasem o sumă colosală. Pentru da. adică... Da, 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 oamenii trebuie să înțeleagă că sumele astea. Că ei, când aud, seama, când zici 120.000, e, e o sumă foarte mare. Dar, încă o dată, cheltuielile ca să da. ajungi la Roland Garros, da. la așa, da. sunt niște zeci sunt niște de mii, da. plus celelalte turnei șapte pe care le-ai pierdut înainte, tot niște zeci de mii... Care ești pe minus. Ești, exact, adică, adică ei pierdut. Tu dacă nu ai faci treabă la un turneu, tu ești pe minus. Da, 100%. Adică e, și dacă ești minus, 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 da. minus, minus... Opa! Da, nu, sumele sunt mari, dar și cheltuieli sunt mari. Adică e, e, aceea, e, e, exact, e aceeași... Exact, absolut. Paritate. Și da. lumea trebuie să înțeleagă că văd acum foarte mulți părinți care uh, visează numai uh, dolari, atâta. Da. Și, și duc copilul la, uh, la tenis că și speră că, bani că și... poți să faci bani, asta e principalul. Da. Eu nu uit, de exemplu, nu am jucat tenis sau n-a fost pentru mine să fac bani. Pentru mine da. a fost să fiu cineva. Da. Adică asta a fost scopul pentru mine să merg la tenis, să fiu cineva, să fiu cunoscută, să fiu, să uh, reușesc în viață. Da. Asta a fost mentalitatea părinților mei. Uh, iar ei. Iar tu, în primul rând, trebuie să investești de la 4 la 18 ani, când începi. Dacă ești foarte bun, eu am fost foarte bună de mică, adică cam la 20 ceva ajungi, eu am fost o sclipire, am da, fost da, ceva, da. ceva wow. Uh, trebuie doar să bași bani. și Adică antrenor, adică fără nimic. Iar după aia, când ești acolo, într-adevăr, foarte puțin câștigă, să zici, câștigi sumele astea dacă ești top 30 sau 40. Vorbim de ah. 30 sau 40 de sportive din toată lumea. Ah, ok. Adică nu vorbim lumea, e ok, la basket, de exemplu, sau la fotbal. sau Sunt foarte mulți care câștigă. Da, câștigă da. bine. Adică da. să poți La tenis sunt 30, top 50. Tu de ai fost la... cel mai mult top 8. Uh, locul 8 sau... Nu, 21. 21. 21 am fost. 21 cel mai bine. Nu, pe, pe 21 și ca să îți faci o carieră, să poți să câștigi în tenis trebuie să fii top 50. La fete, la băieți altceva, la băieți câștigă mult mai mult. De ce? Uh, pentru că băieții vând mult mai bine. A, apropo de asta cu, vânz, cu, vânzarea și cu că vorbeam noi, că și treaba asta că ești dintr-o țară mică, nu, nu, nu neapărat România, și de pe lângă noi, că mai sunt așa, fiind dintr-o țară mică, au, Poți, poți să ai rezultate foarte mari, dar în același timp să nu câștigi la nivelul uh, sportivilor care sunt din țări precum Spania, care e a doua limbă cea mai vorbită în lume, sau cred Absolut. că e, e, da, e a doua. Uh, americanii, știi? Absolut, da, se știe, e piața. E piața, da. Care, uh, nu, din România nu o să vină nimeni să-ți dea contract, mai ales că, în general, contractele noastre sunt internaționale. Da. Și și se dă în funcție de cât vinzi, adică și nu, că, cred că în funcție de audiența nu, da, adică și, a, și, și audiență și și normal că uite, de exemplu, cele mai bine plătite americane, uh, chinezoice uh, japoneze. Japonezi? Jap Japonia, Osaka, de exemplu, rupe, adică okay. a fost cea mai bine ult ultimii ani cea mai bine uh, plătită sportivă din, uh, din uh, tenis? Da, uh, nu din toate sporturile. Din toate sport, da, da, da? Osaka? Da. Extraordinar! Da, e piața. Marea Britanie la fel vinde. Spania e ok, Franța. Depinde foarte mult. Estul Europei nu prea vinde. Adică, nu e același lucru și depinde foarte mult și de tine de personalitate. Adică, ce inspiri? Ce, da. știi, cum te prezinți? Contează foarte mult și treaba asta. Eu mi-aduc aminte, de exemplu, uite, când aveam contract cu Adidas, ei tot timpul având în vedere că eu arăt binișor pentru o sportivă și îmi spuneau mai bine arăți bine și ești top 20 decât să fii, să nu arăți atât de bine să fii numărul 1. Adică A. pentru că tu în momentul când ești top 20 oricum ești văzut, ești, ești acolo da. non-stop, ești în fiecare stămână, la fiecare turneu și îmi spuneau mai bine ești uh, frumușică top 10, top 20 Decât mai puțin frumoasă și numărul unu Adică și ei, îți dai seama că au uh, A, Cotele lor, e o piață, lor, da. e o piață. A, uh, Uite că asta nu știam da, Păi și da. bine, acum tu ești cu New Balance-ul Da, eu acum sunt Soare. cu New Balance Sunt extraordinar de fericită Sunt o uh, firmă americană da. Au puțini jucători în, uh, în tenis Dar sunt foarte ca o familie aha, aha. Și sunt foarte fericită Foarte fericită cu ei Um, dar da, depinde foarte mult piața unde ești. Foarte și mult. Da, da, uite, vezi. Bine, cumva e logic. Absolut. Gândește-te piața asiatică. Când vinde ziodas, dacă te duci la orice magazin și prin, prin vest și așa, vezi, vezi coadă numai de asiatici. La magazinele scumpe. Cuște. Da. Uh, Zimi, te rog, ca să încheiem. <laughs> Eu, <uite>. Încheiem <laughs> deja? Da, nu, mai, 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 avem, mai avem un pic. Eu țin cam o oră jumate. Okay. Ca să nu plictisim. Da, corect. Și să nu devalorizăm uh, corect, corect. subiectul. De să glumesc, m-ați simțit foarte bine. Ai o aplicație? Da. Deci, există o aplicație pentru toți sportivii, pentru tenismeni, sau este pentru toți? Știi, de ceva? Um, știu că și în alte sporturi, nu știu dacă e la fel ca în tenis, adică eu pot să vorbesc de tenis, dar știu că și în alte sporturi Așa. este treaba asta. Există o aplicație unde uh, Sorana trebuie să dea raportul. Da. Mai mult sau mai puțin? Da, da, da. Te da. rog, explicăm că eu am rămas foarte surprins de această aplicație, eu nu credeam că există. Și tu trebuie să zici unde ești și faci... Mă rog, nu ce faci, da? da. De, uh, din punct de vedere antidoping. Ok. Este aplica această aplicație în care tu ești, uh, având în vedere că sunt top 50, nu sunt toți sportivi. În general sunt cam top 50. Vorbesc de tenis. Da. Uh, în care tu, în fiecare zi, trebuie să dai o oră în care poți fi testat. Adică pe noi ne testează în turnee, dar avem acest program care este, te testează și în afara turneelor. Când vor ei. Când vor ei. Și fără tu, să anunți? să anunțe. Și tu, în fiecare zi, ai aplicația și tu îți spui, eu, în general, am 6-7 dimineața acasă. Pentru că știu că între 6-7 sigur stă acasă dimineața. Ah, că în rest, da, nu știu. În rest, nu știu, poate. De exemplu, am antrenament de la 8 și trebuie să plec la 7 jumate. Și tu trebuie să dai o oră. O oră în care ei poate să vină să testeze. Și eu de foarte multe ori dimineața la ora 6... Te trezești? Uh, nu, nu mă trezesc, dar da. aud la ușă. Și deja aud că bate la ușă cineva. Așa, chiar îți vin? Da, îți vin acasă. Mi-au venit săptămâna trecută. Nu vin constant și vin. Uh, A, și deja okay. știu dacă aud, nu știu, soneria sau aud așa, mă uit la telefon, știu că e 6, ok, nu vin chiar la 6 fix, dar 6 și 5, 6 și 10, ok, știu, antidopingul. Și uh, mă duc, trebuie să da, dau o da, probă da, de da, da, sânge da. și tu, practic, trebuie să fii disponibil o oră pe zi în care ei să, fie, să poată să te să testeze. Oriunde, nu contează. Că săptămâna viitoare plec uh, în Franța. Eu trebuie să dau adresa de la hotel unde voi fi în Franța și ora la care pe mine mă vor găsi. Sau poți să dai, nu știu, poți să dai adresa de la bază. Dacă tu știi că în fiecare zi, nu știu, sunt între 12 și 1 la stejarii, da. între 12 și 1 poți să dau adresa de la stejarii. Doar că e mai complicat. În general, toată lumea dă de, de acasă, că e și da, ușor să te da. găsească da, și... Da, da. Păi stai, și ei de câte ori au voie să fac asta? Da, oricât. Am avut și de trei ori într-o săptămână. Da, dar nu e corect cumva. E adică că nu că nu-i corect, că de, pe, ce bazez corect tânia, Dar mi se pare că e prea, adică... I îți asumi. Adică în momentul, știi cum e, în viață când ai niște... și păi, uh, dacă nu ești acasă? Se numește că ai pierdut un test, se numește mis test. Așa. Și dacă ai trei mis test, ești suspendat 2 ani. Adică nu e de joacă. Wow. Adică nu e de joacă. În închipuiesc că mi s-a întâmplat. Am avut întârziere, zburam la Seul, aveam turneu. Și am avut întârziere, bă, nu știu, am plecat din România, am avut întârziere și am pierdut conexiunea și am uitat, pur și simplu am uitat, să-mi schimb că eu aveam, dăduse-mi 10-11, ajungeam, nu știu, la 7 la hotel, 7 seara și îmi puse-mi 10-11 seara, oră. Aha. Că, și -am, pierd, am pierdut conexiunea și am ajuns la hotel, nu știu, la 1 noapte sau 2 noapte, am uitat complet. Ei au venit, nu m-au găsit, au stat acolo ora respectivă, că trebuie să stea până când termină ora. Nu m-au găsit și mi-au pus un mistest. Nu vei să știi cum îmi tremura după aia. Why deci cum stăteam, stăteam de fiecare dată când mă uitam în fiecare seară să văd, sigur e pus adresa bine, sigur e pus adresa bine. Sau mi s-a întâmplat la fel când am schimbat adresă aici în București, când m-am mutat în alt apartament, eu am acolo, acasă, turneu, am câteva da, da. pre, -prestabilite. pre -prestabilite și am pus home, prestabilit. Și home era adresa cealaltă. La fel mi-am luat-o. Și. Man. Da, și nu, adică după aia stai cu un stres maxim. Păi cum, adică nu, deci nu se e. Deci te suspendă Păi stai, ok, da. și dacă îți bă Eu am vrut.. A, ah, stai că de fapt trebuia să schimbi acolo. Trebuia să schimbi în aplicație, adică știi? A fost tot de asta, nu știu. Da. Nu mai pleacă, avionul S-a da. întâmplat tot ce... E o grevă, da. nu mai... Tu trebuie să schimbi. Da, da. A, ah, ok. Da, adică intri în aplicație și schimbi. Și. Da, ok, da, înseamnă că n-ai scuze. Da, n-ai scuze. Și nu nu poți să, adică să dai, să dai la întors să, nu, nu există Sunt foarte stricți. Da, sunt foarte stricți. Și din foarte strict cu tot. În general, gândește că. E cel mai înalt nivel, adică din da, da, sportul, da, da, da. din tenis, sportul de performanță, adică știi și nu e de joacă, adică cu orice, de la înscrieri la turnee până nu vezi, nu vezi ce amenzi, ei dacă nu știu, te-ai înscris la un turneu și nu-l joci, te retragi, adică totul e foarte A, okay. bine pus la punct. Păi da, bravo, cum ar fi să înscrii toată lumea, cu drepturi, de imagini, cu televiziuni, cu toate alea, eu nu mă vin, mă duc acasă. Exact. Cum? Cum nu mă vii? De asta contează că ei, de exemplu, în momentul când fac contractele cu televiziunea, zic că, uite, am jucătoare asta, 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 am 3 din top 10, cer mai mult. Da, da, normal. Și aia să înscriești După aia să nu mai vine Și atunci au pus niște amenzi foarte mari la tot. Și tu trebuie să te gândești foarte bine la program. Înscrierile se fac cu 6 săptămâni înainte. Deci, tu cu 6 săptămâni înainte știi. Trebuie să știi. Da. Te duci și faci cu cine, pe cine ei, în cazările Da, da. Da. Am sparit. Da, mă, nu, e alt nivel, e altă alt ligă, alt ceva. Da, e. Uh, um, știi, cu, cu cât înaintez în vârstă, cu atât apreciez mai mult, știi, că atunci când ești tânăr, ești mic, nu prea, uh, te duci așa, te ia valul, știi? Da, da. Dar cu cât, uh, cât înaintezi în vârstă, cu atât, știi, apreciez și de multe ori, știi, nu mi-am dat seama la ce nivel am ajuns, adică mi se părea ceva normal unde sunt acum, știi? Aha. Și după aia, cu vârsta, știi, dai seama stai puțin, că ce-am realizat eu da, totuși da, da. și, da, cu știi cum e, cu vârsta te maturizezi, încep să devii Mă rog, mai vezi și tu stânga-dreapta da, ce corect, se întâmplă, și o, 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 o poți reflecta așa asupra și zici bă, bă mă cât am muncit, bă da, da, bă, meritat, da, 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 aș, aș mai da, face o dată, da. da la fel Aș mai face o dată, dar mult mai bine mult adică, normal, că mult mai bine. Îți dai dar n-ai, n-ai schimbat ceva în parcurs, pe parcurs? În tot parcursul ăsta, dacă ai mai face o dată. Uite, un lucru mare care l-a schimbat ar fi să gestionez înfrângerile altfel. Pentru că pe mine asta m-a dat foarte mult în urmă, după ce pierdeam mețe, în 3 zile, nu puteai să. Și problema e că tu în 5 zile, în fiecare să mai alt turneu. Adică eu trei zile plângeam și după aia în 2 zile venea alt sericurist. turneu. Și, da, și gen. Uh... Uh, asta ar fi un lucru mare care l-aș schimba, să nu mai afecteze atât înfrângerile, știi? Și ăsta ar fi primordial, să zic. Restul uh, niște decizii normale de program, de antrenori, e, da, bine, de no. care uneori. E... Nu, eu zic asta, care țin de baza, de fundament. Da, da, asta a schimbat, să gestionez mai bine înfrângerile. Ce drăguț! dar uh, eu aș vrea. Tu nu prea ieși pe la televizor, bine? Na, nu prea ieși pe da, interviuri, pe la astea, pe la televizor, pe la emisiuni, pe la nu prea. Nu mai ies, nu mai ies de câțiva ani. Când da. eram mai mică, mergeam mult mai mult. De câțiva ani nu mai ies pentru că. N-ai timp, în primul uh, rând. Da, în primul rând, <laughs> n-am timp. Da. Uh, asta e, adică, e un lucru în plus. Păi noi, noi vorbim să facem acest podcast de când? Din... Din... Din mai. Din mai? Da. Și abia acum am reușit. Da. da. <laughs> Și mai. Așa. Așa. Uh, și uh, în al doilea rând simt un pic că presa sportivă a luat-o un pic în jos. Uh, adică nu se mai axează atât, atât de mult pe, pe performanțe, sport, pe da, sport da. în sine. În general, mie îmi place să vorbesc de sport, adică nu îmi place să vorbesc de viața privată Normal. sau să vorbesc de politică, de adică eu vorbesc de ce știu, îmi place să vorbesc de sport. Păi asta e cel mai important. Așa și foarte puține lume interesată de sport. Adică, de sportul în sine. Eu zic că eu am văzut, că noi am mai avut aici, aici sportivi, și să știi că oamenii sunt interesați de sport. Dar acum depinde și ce vrei să faci. Că e normal, ca un. La, nu știu la un trus de presă sau la ceva când. Da, și ce mai faci, nu știu cine? Da și da cum te ai, te -ai gândit? E normal că atragi, pentru niște bani și pentru. Bă da, stai un pic, trebuie să cunosc omul ăla înainte și după aia e treaba lui sau treaba ei ce face acasă. E, on, e online ul e mult mai... Nu știu, sau cel puțin YouTube-ul sau podcasturile, pentru că este un conținut de long format. Da. Știi, și omul apucă să te cunoască, picăndu da. în, în, într-un interviu din... Da, de... Absolut. Bă, nu știu cât poți da un interviu 10 minute 10 minute maxim n-ai timp să și acum ei cumva trebuie să comprimi toate alea a... da. acolo da. ce vinde invi... ce cel mai mult viața privată dă în colo de sport am înțeles ei da. ei da. Da. da ce da. zici nu știu care de ea da e bine da și asta uh, un motiv a fost că am simțit că în cer, nu vreau să generalizez, că da. sunt în continuare jurnaliști sportiv foarte buni, dar am simțit un pic că a luat în jos da. și că sunt foarte interesați de partea asta extra sportivă, care pe mine nu mă, adică nu, nu e ceva ce vreau să arăt sau ceva no, ce bă, mă interesează să, să afișez. Um, și doi, la mine munca mea e internațională foarte mult. Adică eu sunt foarte mult plecată la turnee afară, că în afară de un turneu, să zic, acum, în da. România, nu există. Am preferat mereu, nu știu, să vorbesc când am rezultate și, în general, să stau în banca mea. Și să vorbești când ai despre ce când să vorbești. Când am despre da. ce vorbesc. Adică eu, de exemplu, dacă vin de la un turneu și am pierdut primul tur, nu am ce să-ți spun. Adică nu am, ok, am jucat prost, ok, a. Poate a fost mai bine în ziua respectivă, dacă îți câștig un turneu, dacă îți fac un rezultat. Da, adică da, am ce să ți zic. Să uite cum stai aici, știi, și să povestesc de carieră, să povestesc da. de am foarte multe lucruri de zis. Dar și sunt și eu ca persoană sunt foarte retrasă, foarte privată așa, singuratică și prefer așa, să stau în, în, în umbră. Ta. Da, în, 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 bula mea. Da, păi, na, fiecare își face bula lui, unde, unde se simte cel mai exact. bine și asta e... Exact. Asta e, de fapt, ăsta e cel mai important lucru. Să te simți tu bine în bula ta, că de asta muncești și faci toate lucrurile, ca la un dat să poți să-ți creezi bula ta unde ți te simți tu bine. Absolut. Și abia, știi că vorbeam noi, abia da, atunci când da. simți tu, ești în păcatul cu tine, nu mai contează restul și nu mai contează ce, 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 ce nu te mai atacă lucruri. Și... Absolut, când tu ești liniștit și ești împăcat cu munca ta Cu relația ta da, cu, cu viața da. uh, profesională Personală uh, Nu te mai interesează ce zice Urmă. lumea Urmă. Adică ești foarte, devii extraordinar De liniștit Și poate să zic oricine orice Dacă nu, nu mă cunoaște fiecare e liber la opinia lui, eu consider că fiecare e liber să să aibă opinie deși în ziua de astăzi nu mai aveți mai opinie că da, vorbeam da. de treaba asta înainte. Da, 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 da. așa. E și -acum. e foarte ok să nu știu, să mă placă lumea, să nu mă placă, să hai că sunt foarte împăcată, mai ales că am norocul ca jobul meu să nu necesite atât de mult treaba asta să apar. Știi? Da, 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 adică în afară de turnee și așa Și conferințele de presă și așa Jobul meu nu necesită atât de mult Ca eu să apar la televizor Ca eu să postez sau da, eu da. să. Și atunci uh, Încerc să mă feresc Și să-mi protejez așa Viața să dau cât consider eu Că e suficient din casă Îți <laughs> mulțumesc foarte frumos Mi Eu îți mulțumesc mult. Sperăm că v-a plăcut și vouă acasă eu în, încerc în general să fac episoade care să rămână, adică să fie atemporale și care să rămână în, în, nu știu, dacă cineva vrea să afli ceva de tine, să intre aici, să vadă, bă, ia stai să vedem exact. cum e, uite, o câștiga ceva, o pierdut ceva, o, ca să cumva că aici încerc să aflăm toate răspunsurile în mare, așa, că na, nu poți să dai, dai detaliat. Și de asta încerc ca fiecare episod să-l fac special, în felul lui, prin invitat, că na, eu -s... Nu-i despre mine. E și despre tine, fapt, mai făcut să mă simt adică, ca într-o discuție liberă păi la... da, 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 Eu Și mi-a plăcut că... foarte mult, că ți-am zis, cred că n-am mai dat un interviu în afar de strict cum a fost la Met sau așa, de mai mult de 3 ani de zile și m-am simțit extraordinar. Deci... <laughs> Sperăm că vă -a, a plăcut, îți mulțumesc foarte frumos și primul turneu e ai, la anul? La anul în 1 ianuarie. Unde? în Australia. Australian Open. Da, ah, Australian Open, da. Da, două turnee înainte și pe Australian Open. Australia mereu mă găsești în Da, da, da. da în da. ianuarie mereu mă găsești în Australia. Deci la canguri acolo. Da, 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 da. Gata, mulțumim. Yay!